Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Prizoniera destinului, episodul 2. Özlem, sora mai mare a lui Barış, se întoarce din America, după ce unchiul lor a chemat-o ca să vândă casa familiei și să-i ajute să se mute. Barış o roagă pe Zeynep să meargă cu ea să aleagă împreună o casă, pe motiv că gusturile lor sunt diferite, însă este doar o scuză pentru ca ele să se cunoască și speră că Özlem o va plăcea și le va da aprobarea ei. Özlem este sceptică în privința lui Zeynep, de când află că Sultan și Emine sunt prietenele ei. După ce îi cunoaște familia și situația complicată cu Benal și familia fostului soț care locuiesc cu ea și mai ales după ce află că Mehdi este periculos, îi interzice lui Barış să se căsătorească cu ea. Barış se întâlnește cu Zeynep și spune că atâta timp cât ei sunt sinceri unul cu celălalt, nu va interveni nimeni între ei. Sakine este cea care a făcut în așa fel încât Özlem să afle brusc situația familiei lor. Zeynep se întâlnește cu Emine și cu Savas la un restaurant ca să vorbească liniștiți despre cazul lui Mehdi. Barış li se alătură și observă că Zeynep ascunde câteva acte de el. Zeynep se duce apoi să vorbească cu Mehdi. Barış presupune că este avocata lui Mehdi pentru că în ultimele zile mereu a întârziat la serviciu și merge și el la închisoare ca să vadă dacă este adevărat. Veysi trimite pe cineva să-l ucidă pe Bekir ca să-l împiedice să vorbească. Nuh o informează pe Zeynep că Barış și-a dat seama că-l ajută pe Mehdi și că s-a dus să-l viziteze și o așteaptă în fața închisorii. Zeynep îl cheamă pe avocatul Hüseyin, iar el îl convinge pe Barış că încă se ocupă de cazul lui Mehdi. Zeynep iese doar după ce pleacă Barış, așa că el nu află că a fost acolo. Savas nu poate să scoată la timp banii necesari pentru operația fiicei lui Bekir, așa că ia din banii care se află în seiful lui Barış. Emine îl ajută și își scapă agrafa de păr în fața seifului, iar mai târziu, Özlem o găsește. În ziua următoare, când Barış observă că lipsesc banii, iar Özlem vede agrafa în părul lui Sultan, ea presupune că Sultan i-a furat și îi spune lui Ali Riza. Sultan aude conversația lor și își dă demisia. Savas spune familiei că el a luat banii, iar seara merg toți acasă la ele, ca și cum ar merge la pețit, își cer scuze și o convin pe Sultan să lucreze în continuare pentru ei. Pentru că i-a văzut cu flori și ciocolată, Sakine crede că vor să o ceară pe Zeynep și înainte ca ei să spună ce au de zis, le zice că nu le dă fata. Veysi trimite pe cineva ca să-l ucidă pe Bekir, dar tipul nu a reușit. Cu ajutorul unei asistente, Zeynep intră în salonul lui, îi zice că va plăti ea operația fiicei lui, îi promite și că îl va proteja de Veysi și îl convinge să-și schimbe declarația și să zică adevărul că nu Mehdi l-a înjunghiat. După ce pleacă, Bekir este ucis de omul lui Veysi, dar se crede că a murit din cauza complicațiilor. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.